Bună ziua, stimați cetățeni! Bună ziua, stimați reprezentanți mass media! Vă mulțumesc pentru interesul manifestat pentru această conferință de presă. Genericul acestei conferințe de presă, așa cum am enunțat, este prezentarea raportului Comisiei Parlamentare de Anchetă pentru elucidarea tuturor circumstanțelor care au dus la spălarea banilor în proporții deosebit de mari prin intermediul judecătoriilor și al instituțiilor financiare bancare din Republica Moldova. Și aceasta este denumirea completă a Comisiei Parlamentare de Anchetă. Vă reamintesc că Comisia a fost constituită prin hotărârea numărul 213 a Parlamentului din 30 noiembrie 2020. A avut o componență numerică din 7 deputați din diverse fracțiuni a Parlamentului Republicii Moldova și a avut ca termen 165 de zile de activitate. Prezentul raport a fost elaborat în termen. Însă, în urma mai multor evenimente petrecute pe scena politică, mai ales în luna iunie, prezentul raport nu a putut fi înregistrat din mai multe motive. Unul dintre care este insistența a 4 membri a Comisiei de a fi audiat numitul Veceslav Platon. De asemenea, ambiguitatea înregistrării proiectului de hotărâre privind raportul și raportul propriu-zis în circuitul actelor legislative a Parlamentului Republicii Moldova. Deja de 2 săptămâni acești 4 membri ai Comisiei nu se pot hotărâ dacă semnează sau nu semnează raportul, dacă îl înregistrăm sau nu îl înregistrăm. Deși cu titlul de remarcă, ieri un membru al Comisiei mi-a comunicat că nu va putea semna raportul din cauza apariției unor conflicte de interese. Aici vorbim despre deputatul Șor Denis Ulanov. Vreau să vă spun că în cadrul audierilor solicitate au participat 4 membri, 2 nu au participat. Audierile totuși au avut loc. Acele audiere pot fi diferite presei, subiectelor care sunt interesați și, evident, eu acele audiere am să le prezint instituțiilor de resort, organelor competente, pentru că ele prezintă informație care vine să explice ceea ce Procuratura, de exemplu, nu înțelege până în prezent. Astfel, din acele audieri s-au putut constata lesnic că, în fapt, numitul Veceslav Platon a relatat fragmentar ce-i drept că cum anume a implementat schema de deghizare a mijloacelor financiare ilicite originare din Federația Rusă, tranzitându-le prin Republica Moldova spre jurisdicții străine. De asemenea, a confirmat că modificările la cadrul normativ a făcut posibil ca autorii tipologiei să suporte costuri mai puține. Și aici a fost adus exemplu plafonarea taxei de stat în instanțele de judecată. De asemenea, a confirmat că dacă nu se ieșea cu scandal în anul 2014, această operațiune continua posibil chiar și până în prezent, dacă nu erau anumite schimbări începând cu anul 2015. Sub acest aspect, în următoarea legislatură trebuie de cercetat dacă s-a întâmplat prin altă bancă comercială autohtonă după anul 2014, dacă au avut spălări de bani și cine sunt beneficiarii finali. Despre acest lucru a relatat numitul Veceslav Platon în audieri și posibil este un element nou care trebuie de elucidat sub acest aspect. Deși vreau să vă spun că noi am făcut diverse solicitări către Serviciul Prevenirii Combaterii Spălării Banilor, ca acesta să ne răspundă dacă au mai avut loc spălări de bani prin intermediul aceiași scheme, ordonanțelor judecătorești, de exemplu, și prin intermediul altor instituții financiare. Răspunsul SPCSB a fost nu. Dar pe parcursul lucrărilor comisiei au fost constatate și alte scheme de spălări de bani, având ca bază diverse alte acțiuni, activități ilicite, contracte fictive și altele de acest gen. De asemenea, am menționat de nenumărate ori membrilor comisiei, cât și publicului interesat de acest subiect, că raportul relatează despre acțiunile, inacțiunile instituțiilor statului și nu și-a pus ca scop să prezinte vinovăția cuiva. Cu privire la aceste aspecte, trebuie să se pronunțe organele de anchetă care dețin, apropo, toată informația cu referire la acest caz. Raportul Comisiei de Anchetă de astăzi poate fi făcut public și am să-l prezint persoanelor interesate, persoanelor de mass media,
cetățenilor care vor pur și simplu să-l citească, pentru că este o analiză complexă a evenimentelor acelor ani, anilor de referință, în baza răspunsurilor primite de la instituțiile statului, organelor competente în vederea prevenirii combaterii spălării de bani. Raportul se axează pe 4 piloni care au fost analizați și ei, acești piloni, explică evenimentele anilor de referință. La raport, fiind atașate toate răspunsurile organelor competente, iar partea narrativă este expusă în sumarul executiv al raportului, astfel încât cititorului se poate fi mai ușor să înțeleagă cap-coadă această operațiune. În continuare, voi da citire unor fragmente din acest raport. Ulterior, așa cum am spus, îl voi remite persoanelor interesate. În mod normal, acest raport sau concluziile acestui raport trebuiau să fie citite în plenul Parlamentului. Dar pentru că avem un fel de blocaj a înregistrării acestui raport, îl voi prezenta în afara plenului Parlamentului și ulterior ne rămâne ca însărcinare să înregistrăm proiectul de hotărâre. Eu sper că colegii din Comisia de Anchetă totuși vor decide să semneze, pentru că, cum am spus, acest raport nu are menirea să învinuiască pe cineva, dar are menirea să explice acțiunile în acțiunile instituțiilor. Deci, precum v-am spus, există partea narrativă, sumarul executiv, care o să vă fie ușor în a înțelege această schemă și în preț de câteva minute am să dau citirii câteva fragmente, astfel încât în câteva minute să vă fie clar ce s-a întâmplat și ce au făcut instituțiile statului și ce beneficiari finali au constatat instituțiile statului. Patru dimensiuni complexe, dimensiunea juridică, politică și dimensiunea financiară internă și externă, combinate între ele au realizat în Republica Moldova o schemă inedită de deghizare a mijloacelor financiare presupuse licite, originare din Federația Rusă și tranzitate prin Republica Moldova către diverse jurisdicții străine. Schema era înfăptuită prin intermediul ordonanțelor judecătorești, însumând cifra de peste 22 miliarde de dolari. Realizarea tipologiei studiate nu ar fi fost posibil sau ar fi fost extrem de îngreunată dacă, începând cu anul 2010, nu ar fi fost efectuate un șir de modificări legislative controversate, precum legea taxei de stat, sesizări la Curtea Constituțională, modificări la codul de executare, modificări la legea cu privire la prevenirea combaterea spălării banilor și finanțării terorismului, modificări la codul de executare privind plafonarea onorarilor executorilor judecătorești, culminând cu asumarea de răspundere a guvernului Leancă din 24 iulie 2014, care a pus capăt acestei tipologii. Un aspect particular al acestei operațiuni îl constituie modificarea prealabilă a cadrului normativ care a asigurat implementarea acestei tipologii, în speță sintagma având efect suspensiv din alineatul 1 secund al articolului 14 din legea 190 a avut o mai mare putere asupra deciziilor Serviciului Prevenire și Combaterea Spălării Banilor, entitate ce reprezintă Centrul Național de Colectare, Analiză și Diseminare a Datelor Financiare, decât alte acțiuni ale serviciului. De asemenea, prezentul raport stabilește conexiuni directe cu alte activități licite din domeniul financiar bancar, cum ar fi spălări de bani prin segmentul transnistrean, falimentarea de întreprinderi regionale, atacuri Raider, conexiuni directe cu jaful bancar, toate acestea fiind implementate prin intermediul persoanelor interpuse, entități juridice naționale, companii înregistrate în zone offshore, persoane expuse politic, cetățeni ai diversor sau mai multor state. Tipologia denumită generic laundromat de către instituțiile naționale sau schema moldovenească numită de către instituțiile din Federația Rusă avea în calitate de reprezentanți legale companiilor creditoare înregistrate în zone offshore cetățeni exclusiv ai Ucrainei, a căror misiune era să depune cereri de chemare în judecată în numele entităților juridice creditoare cu scopul de a fi emise ordonanțele judecătorești către executorul judecătoresc ales de creditor.
Toate ordonanțele erau executate doar într-o singură bancă comercială din Republica Moldova, iar mijloacele financiare erau încasate forțat nu de la fidejusorii indicați în ordonanțe, ci de pe contul băncilor corespondente din Federația Rusă, ele neavând statut de fidejusor în contractele de împrumut fictive, dar care procesau plăți în favoarea sau la ordinul fidejusorilor indicați în ordonanțe. Aceste aspecte reprezintă momente cheie în realizarea tipologiei, iar rolul executorilor judecătorești era unul de importanță vădită în implementarea operațiunii. Acești 5 executori judecătorești erau contractați de către cele 20 de companii creditoare înregistrate în zone offshore, companii întâlnite și în alte scheme bine puse la punct pe teritoriul Republicii Moldova, precum am menționat, falimentarea de întreprindere de importanță regională, atacul Raider, jaful bancar, entități nerezidente, numite în diverse rapoarte sau în diverse scrisori ale instituțiilor, Ronida Invest LLP, Mirabax Investment Limited, Chester & Z Limited, Zorba International, Sibon Limited, Westbourne Enterprises Limited, Perverse System Limited, Valemon Properties Ltd., Caldon Holdings Limited și altele de acest gen. Potrivit raportului Kroll despre frauda bancară, vorbim acum, entitățile juridice menționate ar fi conexe grupurilor de companii afiliate lui Platon Vecislav, Vladimir Plahotniuc, Ilan Șor. Pe parcursul investigării mecanismelor de implementare a tipologiei de către instituțiile naționale responsabile, au fost constatate date, conexiuni sau implicări directe privind utilizarea mijloacelor financiare provenite din Federația Rusă, ce au generat îmbogățiri ilicite și evaziuni fiscale pe teritoriul Republicii Moldova, achiziții de acțiune a două companii de asigurări și instituții financiare din Republica Moldova, achiziții de valori mobiliare, de bunuri mobile și imobile în Uniunea Europeană, extrageri de numerar în proporție deosebit de mare, corupere de deputați demnitari de stat, având nivel de conducere în cadrul Parlamentului și Guvernului Republicii Moldova, judecători, alimentări de conturi ale membrilor de familie ale foștilor demnitari de stat, finanțări cu mijloace provenite din laundromata contrabandei diverselor entități juridice, organizații non-profit, fluxuri semnificative de mijloace financiare prin instituții financiare ale Republicii Moldova în conturile unor persoane fizice și juridice nerezidente. Toate aceste activități ilicite exclud percepția intenționat formată în societatea noastră privind doar caracterul tranzitoriu al acestor fluxuri bănești de proveniență dubioasă și că aceste mijloace nu au produs impact pe plan național. Un element al impactului pe plan național, a cărui scop consta în obținerea anumitor decizii politice, derivă din acțiunile de urmărire penală efectuate de către colaboratorii Serviciului Prevenirii Combaterii Spălării Banilor, în comun cu Procuratura Anticorupție. Astfel au fost analizate activitățile al mai multor entități juridice, printre care și companie Chester & Z Limited, care transferă mijloace bănești în proporții deosebit de mari în adresa unei persoane fizice nerezidente, cetățean al Ucrainei, cărei ulterior i se eliberează mijloace bănești numerar de ordinul milioanelor de euro. Este un fragment din această tipologie. Mijloace financiare au avut ca destinație inclusiv și coruperea unor deputați din Parlamentul Republicii Moldova din anul 2014. Acest subiect este menționat și în prezent într-o cauză penală inițiată de Procuratura Republicii Moldova. În acest sens, Comisia a înaintat un demers suplimentar către autoritățile competente pentru a stabili dacă au existat interacțiuni între Chester & Z Limited, persoana fizică nerezidentă, despre care am vorbit, cetățean al Ucrainei, cu persoane expuse politic din Republica Moldova. Urmarea investigațiilor financiare desfășurate, instituțiile abilitate au identificat conexiuni între activitatea financiară a companiei Chester & Z Limited cu persoane juridice suspecte a fi afiliate lui Platon Vecislav, Plahotniuc Vladimir, Ilan Șor, Lucinski Kiril. Spălări de bani și inginerii financiare prin băncile din stânga Dnistrului. Stimați cetățeni, vă spuneam că pe parcursul lucrărilor comisiei au fost identificate și alte scheme. Iată, una dintre scheme cu conexiune directă a acestei companii Ronida a avut loc prin segmentul transnistrean. În anii de referință 2009-2010, prin scrisori și comunicare instituțională, Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, dar și Serviciul Informației și Securitate au sesizat organele competente urmare a identificării tranzacțiilor suspecte venite din băncile din stânga Nistrului, efectuate între o companie din Federația Rusă și o companie înregistrată în zonă denumită, așa cum am spus, Ronida Invest. Ulterior, BNM a suspendat operațiunile prin conturile bancare ale firmei rusești, iar materialele au fost remise către CCEC, CNA pe atunci. Însă, judecătoria economică de circumscripție, judecător Gheorghe Munteanu, emise încheierea prin care a dispus
anularea deciziei BNM și reluarea operațiunilor pe contul curent bancar deschis de compania rusească. Pe parcursul anilor a fost identificate încasări în proporții deosebit de mari, de ordinul milioanelor de dolari, sume extrase cash, conexiuni între compania rusească și Ronida Invest, care la fel o găsim participantă în mai multe scheme din domeniul financiar bancar. Conform răspunsurilor Serviciului Informații și Securitate, cărora ne-am adresat, compania Ronida Invest LLP aparține numitului Vecislav Platon. Menționăm în continuare că Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor, entitatea cu rol determinat sub acest aspect, dar și alte instituții competente, cum ar fi Procuratura Republicii Moldova, dețin toate datele privind explicarea tipologiei, de la intrarea primei tranzacții financiare până la ieșirea ultimei, numele beneficiarilor, cum au fost utilizate mijloacele, ce alte tipologii au mai fost identificate pe parcurs, ce probleme sistemice au fost identificate și în ce perioadă anume, cum au fost identificate, cum s-a reacționat, în ce mod s-a reacționat, ce instituții au fost implicate, câte grupuri internaționale de anchetă au fost constituite și câte dintre ele au fost prezentate de către Serviciul Prevenire și Combatere Spălării Banilor. Conform Procuraturii Anticorupția Republicii Moldova, după stoparea tipologiei, în decursul a câțiva ani, autoritățile competente din Federația Rusă au pornit cauză penală în baza două componente de infracțiune, transferul și convertirea mijloacelor bănești în valută și unitatea monetară națională către companii nerezidente, cu folosirea actelor false și organizarea unei organizații criminale și participarea în cadrul unei organizații criminale. În prezent, conform declarațiilor Ministerului Afacerilor Interne a Federației Ruse, directorul trezoreriei băncii comerciale autohtone implicate în această tipologie, Elena Platon, a fost condamnată în acest dosar pe data de 11 martie 2021 de către judecătorie sectorului Tverskoi din Moscova, ca fiind un membru activ al comunității criminale internaționale conduse de către fratele ei Vecislav Platon și aliatul său Vladimir Plahotniuc, aplicându-i se o pedeapsă de privare de libertate pentru un termen de 10 ani într-o colonie de regim general cu confiscarea averii. În calitate de învinuiți în dosar, Vecislav Platon, Vladimir Plahotniuc, dar și Renato Satei sunt dați în căutare internațională de către organele competente din Federația Rusă. În cadrul acestui dosar au mai fost condamnați doi cetățeni ai Federației Ruse, Oleg Kuzmin și Alexandru Grigoriev. În plus, Ministerul Afacerilor Interne a Federației Ruse a finalizat o anchetă penală împotriva altor 5 presupuși membri ai comunității criminale, iar materialele urmează să fie remise Procuraturii Generale a Federației Ruse pentru aprobarea rechizitoriului, cât și pentru a fi transmis instanței pentru examinare în fond. Potrivit informațiilor apărute pe pagina oficială a Ministerului Afacerilor Interne a Federației Ruse, cetățenii Platon Vecislav, Plahotniuc Vladimir, Renato Usatei sunt învinuiți în spălări de bani în proporții deosebit de mari care s-au petrecut în Federația Rusă pe ansamblu în perioada anului 2010-2014. În acest sens, Comisia Parlamentară de Anchetă a solicitat informații de la organele competente ale Republicii Moldova privind implicarea cetățenilor Republicii Moldova Platon, Vecislav, Plahotniuc, Vladimir, Ilanșor, Usatei, Renat în schema de spălare de bani. Biroul Interpol Moldova, Procuratura Republicii Moldova, Serviciul Informației și Securitate, evident, Serviciul Prevenire și Combaterea Spălării Bani, principala instituție care trebuie să combată acest fenomen. Urmarea demersurilor primite câteva autorități competente prin scrisori datate cu parafa, unele datate cu parafa restricționat, altele în mod deschis, ne-au comunicat că au fost identificate tranzacții suspecte cu implicarea persoanelor menționate în solicitările comisiei. Toate materialele acumulate au fost remise în adresa Procuraturii Republicii Moldova, iar circumstanțele lucidate, suspectate, au fost integrate în procesul urmăririi penale pentru acumularea probelor și luarea deciziilor, ne-au comunicat aceste instituții. Ministerul Afacerilor Interne a Republicii Moldova a menționat printr-un răspuns oferit comisiei că în privința numitului Usatei Renato, la data de 17.11.2020, din partea autorităților Federației Ruse, a parvenit un mesaj în care se solicită careva date de identitate a persoanei vizate în contextul investigațiilor inițiate pentru comiterea infracțiunilor de crearea unui grup criminal și efectuarea tranzacțiilor valutare ilegale privind transferul de fonduri de la instituțiile de credit din Federația Rusă pe conturile non-rezidenților, cu utilizarea documentelor false.
Ulterior, în adresa solicitantului a fost transmisă o parte din informația cerută, fiind menționat faptul că celelalte date indicate în mesaj pot fi obținute în baza unei solicitări de asistență juridică. De asemenea, MAI al Republicii Moldova informează că și în privința numiților Platon Vecislav și Plahotniuc Vladimir, la data din 19 iulie 2019 a pervenit un mesaj din partea Biroului Național Central Interpol Moscova în care se solicită furnizarea informațiilor în vederea cauzei penale inițiate în Federația Rusă. La data de 21 august 2019, solicitarea de mai sus a fost transmisă spre examinare Centrului Național Anticorupție, iar răspunsul de rigoare recepționat din partea CNA a fost expediat în adresa autorităților ruse la data de 17.10.2019. La rândul său, Procuratura Republicii Moldova, în cadrul urmăririi penale, a formulat mai multe cereri de asistență juridică internațională, 12 dintre care au fost adresate autorităților competente din Federația Rusă. Procuratura Anticorupție ne comunică că în perioada anilor 2019-2020 instituția a recepționat 5 cereri de asistență juridică din partea autorităților competente din Federația Rusă, având ca obiect îndeplinirea mai multor acțiuni procesuale cu element de extranietate pe teritoriul Republicii Moldova. Procuratura, printr-un răspuns oferit comisiei, ne-a informat că a adus la cunoștință numitului Vecislav Platon actul de învinuire pentru comiterea infracțiunilor prevăzute în cauza penală invocată supra. Iar cererea în cauză nu a putut fi executată, deoarece Vecislav Platon a refuzat de a participa la acțiunea procesuală descrisă. Menționăm că Procuratura Republicii Moldova, depășind de mai multe ori termenii stabiliți de comisie în vederea obținerii răspunsurilor la demersurile adresate în cazul persoanelor menționate supra, ne-a comunicat că Procuratura Anticorupție urmează a solicita repetat asistența juridică internațională către autoritățile competente din Federația Rusă pentru furnizarea materialelor cauzei penale în speță. Sperăm că nu va dura 10 de ani. Stimați cetățeni, v-am citit pasaje, fragmente din raportul Comisiei cu privire la spălările de bani. Așa cum am enunțat, acest raport îl voi prezenta persoanelor interesate, mass media, oamenilor care au cercetat acest fenomen începând cu anul 2014, atunci când s-a aflat despre această operațiune denumită Laundromat. În concluzie, ancheta parlamentară este o expresie a funcției de control pe care o are Parlamentul. Astfel, exprimă soluțiile legislative prevăzute în legislația națională și conform regulamentului Parlamentului, aprobat prin legea 1797 din 1996, care se aplică și activității comisiilor de anchetă. Potrivit articolul 2 din hotărârea Parlamentului, numărul 213-2020, Comisia de Anchetă a avut ca scop cercetarea complexă a circumstanțelor de fapt, a rolului instituțiilor publice, a persoanelor publice și private, cauzelor și a cadrului legal care au făcut posibil și au condus la fenomenul spălărilor de bani originari din Federația Rusă prin Republica Moldova în perioada anului 2010-2014, tipologie denumită generic la un drumat de către unele instituții ale statului cu privire care au instrumente care pot preveni spălările de bani. Activitățile comisiei s-au desfășurat în termen de 165 de zile. Obiectivele comisiei de anchetă propuse au corespuns imperativului politic și social de a clarifica anumite aspecte și de a constata cauzele privind circumstanțele care au condus la fenomenul spălărilor de bani în proporție deosebit de mare prin intermediul judecătoriilor și instituțiilor financiar-bancare din Republica Moldova. Fenomen cu un impact major, impact negativ pe plan social, politic și juridic. De asemenea, unul dintre obiectivele propuse de comisie a fost cel de a explica opiniei publice împrejurările și cauzele în care s-au produs anumite evenimente și dacă au avut loc acțiuni cu efecte negative, precum și stabilirea concluziilor și măsurilor ce se impun. Totodată, cercetarea nu a urmărit stabilirea vinovăției unor persoane, ci doar constatarea existenței sau inexistenței unor stări de fapt. Acestea, precum vă spuneam, sunt pasajele din raport. În speranța că veți fi interesați și vi-l pot remite la adresele de e-mail pe care dumneavoastră o să ne le furnizați. Acestea fiind spuse și cu întrebările care ulterior apar de la reprezentanții mass media, cunoașteți numărul meu de telefon, sunt disponibilă să vă răspund. Vă mulțumesc tare mult pentru atenție, să aveți o zi bună în continuare.